Salutare tuturor, sunt Darius și astăzi am revenit cu minunata carieră cu Wolverhampton. Urmează un meci cu o echipă pe care nu o știu. Habar n-am cum se numește. Mersin. În fine, hai să vedem și ce echipă mai avem. Hwang Bon văd că e accidentat. Să vedem pe cine putem băga în locul său. Îl băgăm pe Prince. Că ăsta nu știu ce... Habar n-am cum se pronunță numele ăstuia. Dar în fine. Îl băgăm pe Prince, Henry, Dico, da, mai vedem. Al avem aici pe Jeffrey, văd că sunt morți, săraci. Sunt obosiți ca naiba. Ia să vedem, băgăm în locul cui? În locul... ăsta, nu. Hai, lăsă... Hai, lăsăm aici pe ăsta. În locul Jeffrey, că oricum nu prea să jucăm pe el. Adipu pe titular, să nu ar fi titular. Wolverhampton. Jucăm... Deci îmi plac super mult tricourile astea de la Wolverhampton. Albastru și... portocaliu. Roși albastri. Oh, dinamoviști ăștia frumoși. Roși albastru, steaua, deci... jucăm cu dinamoviștii. Hai să-l băgăm în locul lui Dico, îl băgăm pe Buns. Îl băgăm și pe... îl scoate pe Henry, îl băgăm pe Lefondre. Să băgăm și pe Jeffrey, aici titular. Rezervă. Locul lui Henry. Și în locul ăstuia, Savie, îl băgăm pe... Hai să... facem o schemă, îl băgăm pe Stenor Filiu, că am văzut că e și, poate să fie și mijloca stânga. Băgăm pe Filiu și funda și stânga, îl băgăm pe ăsta. Și e mai bine așa. Mihai Bola, așa am văzut că și el poate urca. Hai să jucăm așa cu ei. Hai să vedem ce putem rezolva cu această echipă, dacă putem să batem pe cei de la Mersin. Mersin, ce nume, interesant. Lefondre l-am pus titular. Hai să înceapă meciul. Stelianu Fili, mijlocaș stânga. Împreună cu Adi Popa. Și Stelianu Filip acum. Stelianu Filip cu centrare bună și ce ocazie. Haide. Bine, bine, Doherty. Pasă pentru Buns, Buns. Shushi Bora, gol! Vinclu, ce gol! Ce gol marcăm, incredibil! Ce gol frumos! Frumos! Revedem Vinclu, perfect! Ce să mai zic de acest gol? De ce impecabil? Hai de capul meu. Și hai să vedem. Să ne apărăm acum. Hai Popa, dă-i aici la bat. Bălașa. Pentru Adi Popa. Adi Popa. Adi Popa, trece acolo frumos. Adi Popa. Adi Popa din nou cu același dribling. Centrare. Pentru Bulls. Și ocazie mare, puțin pe lângă poartă. Am scos și comentatorul că mai mult ne încurca decât să ne ajute. Va urma și noul cont de Clash Royale. Vadim îl va prezenta. Adică normal că e cu rubrica Clash Royale. Uite-l acolo pe Fili, bă! Avem ce poate Filip. E mijlocaș acolo. Filip trece frumos. Filip are fiteză. Filip. Filip se oprește. Pasează încet, dar bine. Pasă puternică, dar nu rea. Shahin pentru Ashfarli. Ashfarli, mamă, ce nume ăștia. Pasă
ce pasă așa. Și acum, please, pentru Popa care greșește acolo, pe ultima sută. Bă, ăla așa trebuie să stea pe om. Bălașa, foarte bine, ce intervenție face Bălașa și faultează. Centrare și trebuie să ne apărăm acolo. Foarte bine, Seliano Filip. Popa, greșește pasa. Foarte bine, ce intervenție are acolo Seliano Filip și bun, se pleacă pe contra-atac. Bă, bun, bă. Nu, nimic, nimic. Hai, bă, la așa. Popa, mai bine. Bă, unde dai, bă? N-am apăsat pe nimic, s-a dus singur. E nebun, Popa. Bine. Serios? Chiar așa, bun? Mă trădezi în halul ăsta? Nu, no, deci nu cred, deci nu cred ce defensivă de Torahato am avut până acum, deci mai ales Bălașa și cu bată ăla, deci au jucat, n-au mai putut. Și Popa care a dat mingea în out, bun să le-a dat mingea, deci am jucat ca naiba. Am luat și cartonaș galben. Deci este ideal. Este ideal, trecem acolo cu Lefondru. Lefondru. N-am cu cine, deci n-am cu cine. Adi Popa. Adi Popa cu dribbling și centrale bu- și McDonald ne-a dezamăgit total. Deci total. Nu mai am nici cuvinte de la cât de bine jucăm. Ia uite, deci fratele meu ne bat ăștia, mă, o echipă Wolverhampton ne bat niște arhați în ploaie. Hai cu Adi Popa. Combinați mă și voi. Eu te lupt pe ăsta. Du-te bă, unde te duci? Hai, bă, la așa, că n-ai făcut nimic meciul ăsta. Steliană fiul cea mai mișa pe aici, dar în rest. Filip. Filip, trece Filip și centrare. Pentru bun și gol! Marcăm din nou dublă. Steliană Filip dă pasă. Centrare extraordinară și marcăm. Prin bun. Filip este un transfer reușit. Și bun, face dubla. Recuperăm acolo. Lefondru este o globă. Și se termină repriza cu 2-1 pentru echipa noastră. Bun, face dubla cu două goluri extraordinare. Hai să te intrăm și în repriza a doua. Hai să vedem ce putem face. Vedeți scoră câte goluri am putem să le băgăm în poartă. Atât, bossule. Hai, bă, bă, lasă, te uzi la el. Frumos. McDonald acum. Combină frumos. Steliano Filip pasă foarte bună pentru Burns. Burns pentru Steliano Filip. Steliano Filip. Trece Filip, trece Filip. Și Filip. Am încercat să dau acolo un șut frumos, măcar să a jucat prea bine. Bolan. McDonald îl încurcă pe Bălașa. Pentru că da. Deci s-a dus pe lângă. Bat. Bună intervenție acolo și McDonald. Pasă pentru Prince. Prince pentru Burns, foarte bună pasa. După aia în continuare pentru Steliano Filip. Steliano Filip pentru Burns, puțin cam tare, dar totuși la ce meci a făcut Steliano Filip merită orice, îl iertăm. Dacă ar și marca, ar fi ideal. Din nou Steliano Filip este deposedat. Pentru McDonald care este o globă infernală.
care ne-a pierdut toate mingile și Stelianu Filiu revine foarte bine. McDonald! Aia, un șut de tot rahatul. Hai să-l scoatem pe McDonald, că văd că este o globă infernală și n-avem ce să facem cu el. O să-l băgăm pe Rojas, care mi-a plăcut meciul trecut. Lefondru și la fel ne se certat într-una cu Bălașa. L-a încurcat mai mult decât să-l ajute. Îl băgăm pe... Hai să băgăm pe Jefren, că na, cu deja conduce, merităm și merită și el să joace. Minutul 63. Wilson. O, să trag prea tare și că e pe stai, deci unde ești, mă, unde te crezi, pe câmp? Să dai pasă de alea. Opa. Opa. Așa, de la porta. Uite-l aici pe Stelianu Filip. Bun, Filip. Bună pasă și Filip este pe contra... Nu, nu e contra asta, dar totuși. Dă drumul bine la joc și Filip este în careu. Poate dă centrare de gol. Totuși e bine și este bară! Și... Oh, ce ocazie! Puteam să marcăm. Recuperăm acolo. Pasă foarte aiurea. Pentru că da, McDonald, nu, bă, nu mai este și ăsta e minutul 72. Mai trebuie să facem o schimbare. Hai să scoatem pe Pris, îl băgăm pe ăsta, pe Coines, cum l-o chema naibă. Așa, hai să continuăm. Foarte bine stă acolo Dirty, Dirty. Stelianu Filip. Filip, foarte foarte bine, recuperează Filip, Filip, se încăpățânează să... Da, s-a încăpățânat, dar asta este. V-a jucat prea bine ca să-l certăm. Punem presiune, dar aiurea. O punem aiurea, rău. Dar foarte bine intervenția acolo. Și Stelianu Filip, Stelianu Filip. Băi, aia n-am vrut eu să fac eu. Am păsat să fac și eu un dribbling acolo, dar na. A, bă, care vine și el după cu recuperarea. Hai, mă, bine, mă. Bine, mă. Bine, mă. Bine, mă. Bine, mă. Ce frumos. A, bă, nici șutul n-a fost rău. Dar a combinat extrem de bine. Chiar mi-a plăcut. Hai, Filip, hai. Nu știu de ce, dar toate minge vrea să duc la tine. Oh, ce trecere frumoasă. Filip. A încercat acolo să dea un cos să nu... să obțină măcar auto. Minge deviată. Recuperăm, pasă bună. Bă, dar nu mai... Mamă, deja... Nici... Pu, nici astea, nici... Schimbări nu s-au făcut. Tot Lefondrul ăsta care mă enervează. Bă, dai, bă, și tu, au... Iau, tu să zicem repriza și noi n-am făcut nicio schimbare. Am zis că nu mai e un bambilici aiurea. S-a terminat meciul și noi n-am făcut nicio schimbare. Dar totuși câștigăm cu 2-1, cu două goluri extraordinare ale lui Burns. Hai să vedem, poate face și noi o 9,8. Ce notă ca lumea a primit Burns, într-adevăr ce meci a făcut, merita. Aici Deportivo Alaves, 2.900.000 pentru Dani Pacheco. Avem noi banii ăștia? Nu avem noi banii ăștia. Sunt niște săraci. N-avem. Da, ia, 900.000.000. Hai, tot să poate dă un jucător. Bat ăsta îl folosim. Henry. Deci pe Henry l-aș da cu cea mai mare. Deci l-aș da, aolo, imediat, că nu-l suport. E super slab. Da, Dani Pacheco este extraordinar de bun. Ok, avem meci cu North Forest în cupă. Parcă da, avem meci în cupă. Parcă. Da, meci în cupă. Cu Forest. Oh, și acceptă Deportivo. Oh, super tare. Și luăm pe Dani Pacheco, care este un jucător extrem de bun. Mie chiar îmi place foarte, foarte mult.
oferte din Spania, Belgia, Anglia, dar nu ne mai uităm pentru că noi am devenit niște săraci, avem un buget mic. Să vine meciul cu Forest. Hai să vedem, la noi acasă. Ia, și vine și... Poate de... Nu, nu vine. Poate deputa... Paco. Hai să vedem, Dico, hai să scoatem... Le scoatem aici, scoatem... Las, mai de fapt lăsăm. Hai să-i lăsăm un pic. Oricum scoatem acolo. Când e să începe meciul. Jucăm cu Forest. O echipă, parcă Liga... Parcă prima ligă, sau Liga 2 acum, eu nu mai știu sigur. Nu, sunt top, dar nici răi. Scoatem pe Ticol, jucăm pe Bones pentru că am făcut extrem de mult. Îl băgăm pe Huang Boen. Da, este accidentat în continuare, atunci băgăm pe Coines ăsta. Îl joacă foarte bine. Henry, nu, nu, deci nu te-aș mai ține unul. Eu unul nu te-aș mai ține acolo. Îl avem așa pe Jeffren. Îl băgăm titular. Roger, ați vrea și el titular în locul lui. Ia să vedem dacă 74. Da, îl scoate pe McDonald, pentru că da, dat meciul trecut ni l-am curcat pe băla așa de la fai de capul lui. Și cam atât, deocamdată. Hai să intrăm în meci. Deci da, mai încolo apare și, cred că după amiaza aceasta apare și Clash Royale, filmat de Vadim, cu nou cont. Să vedem cât de repede avansăm și cu contul acela, cu contul, cu acel cont. Hai să vedem ce putem face. Henry. Henry deja a început cu dribbling-ul, adică eu am început pentru că na. De ce nu? Coines deja se mișcă ca un vierme. Oh, bine. Hai, bun. Un meci extraordinar. Adi Popa. Are viteză, Adi Popa. Pasă foarte bună, foarte bine combinăm, dar... Greșim acolo o pasă. De-a lui Henry. Avansează Jeffren. Mingea n-a... N-a fost un out, nu. A fost și a fost. A fost foul. Vedem cu cine putem bate. Batem cu Henry. Este parcă cel mai bun la lovituri libere. Ba nu. Jeffrey. Oh, Jeffrey e bun la lovituri libere. De ce nu ține pe el? Hai, centrare acolo. Centrare. Ah, pe poartă mai mult. Ce pasă cu pieptul frumos. Adi Popa nu a fost în offside. Adi Popa. A, urcă, vine în careu și cap și gol! Gol, 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 gol! Buns! E incredibil ce jucător am adus, incredibil, marcator a 3 goluri. Chiar dacă a fost la mică, l-am marcat 2 goluri într-un meci, acum un gol cu capul. Era 11 metri partiață. Incredibil și avem 1 la 0. Wolverhampton conduce pe Forest cu 1 la 0. Suntem extraordinar de buni în atac. Defensiva este cam moartă, dar merge. Popa, trece Pop. Pop. A încercat acolo Henry o pasă, dar na. Greu, e greu să dai o pasă. Popa are un assist. Din nou centrare bună, Popa! Ce centrare de Popa! Oh, cercat acolo Popa să treacă prin amândoi. Cine e ăsta? Bate, ești... Mamă, deci... Cum frate să treci prin minge? Și dacă se buguia jocul acolo? Adi Popa, recuperează. Adi Pop. Adi Popa, pasă superbă. Rojas.
Nu poate, și Jefren, hai Jefren, nu fi prost. Bine tu. Aș cum ai luat-o, dar e bine. Filip avansase acolo. Jefren, nu la picioare, nu la picioare. E mingea fața lui, nu la picioare. Bine tu, Rojas. Stelenul Filip, pleacă pe contraatac. Filip, Filip, foarte bine. Nu pasează. Filip pune presiune, pune presiune. Și pune bine. Oh, recuperăm prin Coines. De ce neba îl cheamă așa? Filip, este în careu, Filip, Filip! Ce ocazie am avut cu Steleanu Filip, ce m-aș fi bucurat să marcheze. Primul său gol la echipă. A fost bine. Și cop și gol! Gol, 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 gol. Williamson. Ce gol cu capul, două goluri cu marcate cu capul. Frumos, frumos. Și este 2-0, două goluri marcate cu capul. Aoleu, doamne, ce pasă proasta lui Henry. Hai mă, bată, aoleu, bate și gloabă rău. Bă, apărarea! A, bine că avem adversarul pe slab. Asta e bine. Vreau să nu-i subestimăm, că nu se știe cum deodată e rupt. Dar bine prima repriză. Pasă prea tare a lui Bălașa pentru Popa, pentru că da. Așa, și să vedem, să vedem, să vedem. Superb, Rojas. Recuperarea acolo frumoasă lui Steleanu Filip. Filip. Avansează Filip acum. Hai să-l vedem. Pas pentru Henry. Henry. Aoleu, doamne, dacă îmi ieșea pasa aia. Foarte bine se bat. Bat. Oh, Henry a prins viteză. Da, greșește pasă. Degeaba prins dacă greșește pasa. Rojas acum. Henry, iar prinde viteză. Henry! Henry! Nu are cu cine! Pasează întâmplător în care eu. Centrare. Oh, eram aproape de a marca iar cu capul! Superb. Men, superb. Așa, lăsăm echipa așa că am jucat prea bine. Oh, este zero. O, bă, a fost fault acolo, sau? Nu. Sau, nu. Hai, 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 hai. Hai, alergă după. Așa, mă, bine, mă. Bine, mă, bine, mă, bine, mă. Bine, mă, arde acum. Arde-l în poartă, bă, nu pe lângă. Cum s-a dezvoltat de acolo? Într-adevăr, avea și viteză, adică nu s-a dezvoltat că se mai prea... Bă, măcar a fost pe poartă, n-a fost așa departe de poartă, dar... Hai, Rojas, hai! Bine, mă, bă, ce pasă, bă, dacă am fi dat-o și ăsta, bine... Ar fi fost ideal. Hai, păi acum, hai, păi acum. Nu știu ce prezent, dar e presiune că iar nu o să face schimbări, deci o să le fac de acum. Hai să bucăm în McDonald's, nu plu Henry, pentru că, da. Amândoi sunt slabi, deci îi scoatem, facem așa un schimb în 3. Bă, îl băgăm pe Dico, în locul lui Jefren, că nu mi-a plăcut cum a jucat. Chiar dacă iată că nu o punem acolo. Hai să schimbăm formația mai bine. Hai, repede, repede, hai mă. N-aș fi, hai, repede pe asta, ca să te... Bună. Așa, cu Rojas, nu, Adipopa, deci așa jucăm. Așa jucăm. Este perfect. Și mai să facem o schimbare, băgăm pe Lefondru în locul lui Coins. Și gata. Este perfect. De fapt, de repede să fac aici o schimbare, că nu e bine, mai bine fac așa. Și ăsta așa și acu e perfect. Hai să jucăm.
Oh, a fost faul, a fost cam dur acolo, prea dur. Și cred că vei lua cartonașul galben să nu fie roșu. Nu, galben. Hai că n-am făcut așa dur. Stelian nu file, normal cine pune stele de Stelian nu file. N-a fost așa rău. Nu, nu. Asta e. Facem tare schimbări. Oh, pericol la poartă. Bine, bă, băi. Iată-le. Dar de ce trece mingea prin ăla, nu înțeleg. L-am mâncat mingea pe sărac. Bine, bă, McDonald's. Hai că a intrat bine meci. Ce poasă bună! Dacă ar băga puțin acolo corpul. Să-l încurce pe adversar. Bulls. Parcă îmi place mult formația asta. Oh, nu, acolo, nu la picioare, nu la picioare, nu! Ești portare și ratează. Pentru că da, avem niște adversari extrem de buni. Hai bat, hai. Stelianu Fili. McDonald. Hai, Dico, ia. Hai, ai viteză, ia să te văd. Bă, hai, n-am ce să zic. Hai, Popa, uite-l aici jos. Ei. Olou, ce urât a intrat acolo bol așa. Aolou. Sau care mă la nu-i bol așa parcă. Ia galben. Da. Urât intra. Bă, nu-mi careu. Bine că la era sudan out. Bine, mă, portare, mă. Ce apără de tot rahatul am făcut. Am jucat ca la... ca în curtea școlii. Bă, ce trupul ăla să pus în fața mea să nu mai am mingea asta. Bă, du-te de aici. Hai, bălașa! Bine, bălașa! Hai, Rojas! Uite aici, pe Dico! 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 Arde-l, Dico! Bă, pe poartă, fratele meu! Nu pe lângă! Ia uite-mă, bă! Uite și tu, le-a dat cap. Cioara a dat-o. Nu că n-ar fi. Asta a dat în față, fix în fața dat. Le văd, am acum văd și eu de ce nu am pus titular. Bă, cred că o să aduc pe Libei la echipă, poate o să fie și el așa mai dur cu dribbling. Hai. Nu, Filip, nu intra la picioare că ți-a luat roșu. Aoleu. Bă, bolașa, bă! Bă, bolașa, bă! Bă! Ce intervenție, bat! Ce intervenție a avut acolo pe ultima sută? Sau Filip, cine a avut-o mai acolo? Nu, bat a avut-o. Ce intervenție acolo, dacă nu-i lua acolo minge și n-a făcut nici foul. Oh, cam tare, doar... Mamă, deci Dico ăsta, mai bine îl lăsăm acasă. Deja e... Bă. Bine, o bolașa, mă! Ce intervenție are aici, bolașa. Oh, ce pasă cu capul! Am încercat printre ei, dar nu s-a putut, deci nu. Sunt aia ca stâlpul. Am McDonald, hai. Frumos, simulează un șut! Mamă, acolo pe la cam... Pumnul! Ah. Hai, Filip, hai, Filip, hai, hai. Mușcă din el. Opa! Hai, Filip. Oh, îl bagă în corp. Chiar dacă ai galben, bagă-te așa. Mai încă. Hai, McDonald. Hai, bagă-te. Bă, cine ai, mă, cum să treci? Bă, cum... Doamne, cum văd să intre la prin tine? Nu o fi niciun uriaș, dacă era, nu știu, Ronaldo mai ziceam, dar nu e... E un amăr din pom, dintre pom, din pădure. Un țăran. Eu te șpă. Bine că ați văzut în corn. Minutul 20, hai că asta e bine, era minutul 90 și... Bolașa! Era să fac foul la port... Am făcut foul la portar. Cu Rojas. Aoleu, de mă lăsa pas, tot și un gol. Opa, dacă ne egalăm acum plâng. Deci, nu. Roșu! Aoleu, Williamson, de ce? De ce? Trebuie să fac acum. Mamă, nu mai am pe nimeni.
Pô, cu cine bagi eu cu mijloc fundaș central? Cum pe Filip. Mă, de fapt, lăsăm așa. Și dăm aici defensivă, că plâng. Toată lumea defensivă, doar dă boost, clar. Hai, toată lumea acolo și... Bine, portar, hai, bine, ține de minge acolo. Ține... Bă, nu la adversar! Bă, nu! Ce? Cum s-a arătat și fratele meu acolo, l-a dat din dițuna, deci mulțumim, deci chiar îți mulțumesc. Not Forest face, ia bătaie cu 2 la 1 de la noi pentru că da, suntem niște finuși și nu am dat mai mult. Pui da să-i ne egaleze, dar na. Am fost și super slab, dar totuși am jucat mult mai bine. Adi Popa a fost omul meciului, după aia Burns. Ce s-a mai întâmplat pe aici? Nimic interesant, toate cum așteptam, m-am zis să bată. Avem și cu QPR în un meci interesant în ligă, liga a doua. Oh, ne-a venit și niște bonuți. Oh, 10.000 de euro, adică este... Oh, și Dani Pacheco vine la echipă. Și am făcut o schimbare cu Henry. L-am dat pe Henry și l-am luat pe Dani Pacheco. Un jucător mie, căruia mie îmi place foarte mult. Deci, extrem de mult. Și ia să vedem unde e. Are o veră 74 sau 73 acolo. Și acum are 60, adică... Are 71, da. Deci este super bine. Eu bă, ăsta bag titular. LM, fix ce-mi trebuia. În locul ăsta vine Rojas. Deci am făcut perfect o echipă extraordinară. În locul lui Prinz vine Juan Buen, dar încă este accidentat. Bă, cu Aquinas. Bă, ăla așa, Williamson este... A luat cartona roșu. Îl băgăm pe ăsta. Mi-a plăcut meciul trecut cum a jucat. Pe cine mai băgăm în locul ăsta? Un RB sau un NKB bun. LB. 58 over, bă, ce este asta? Bun pe ăsta cu 68. Și Jefren l-am văzut pe aici. Nu știu ce-i pierdut prin spațiu. Bă, de fapt am văzut aici un fundaș mai bun. House ăsta. Îl băgăm titular. Și cam asta e echipa. Oh, nu, Dico ăsta mi-a plăcut extrem de mult, sper să plece. Mi-a plăcut de... Nu mai pot. Băgăm pe Burns pentru că joacă extraordinar. Extraordinar. Joacă. Hai să facem, să-i punem numărul Dani Pacheco. Îi pun 8 pentru că aș avea și la Deportivo Alaves. Îi punem 8 repede. Și i-am pus numărul. Aici, la Dani Pacheco, ne-am pus tot, a semnat cu noi, deci sunt foarte fericit și mulțumit că a semnat cu noi. Asta e. Așa, deci avem aici cu QPR, toată lumea este bine, ne simtem bine, că avem aici cu QPR. Bă, l-aș pune pe Jefren în locul ăsta. Chiar dacă are overall mai puțin, e mai bun. Uitați ce specificații are, adică mi-e place mai mult decât McDonald's ăla. Și acum avem și noi niște mijlocași ca lumea și un atacant ca lumea. Chiar dacă au defensivă, dacă au overall mai mic, sunt mai buni. E așa, mi se par. Hai să jucăm și noi tricoul ăsta al patrulea, pentru că n-am jucat până acum cu el. Sunt chiar curios să văd cum se vede. Și asta este echipa, cu asta jucăm. Bă, așa Filip titulari, ca de obicei. Jucătorii noștri preferați, mai ales ai mei. Pentru că sunt români. Oleo, bă, Dani Pacheco. Noul venit, noul servit la antrenament. Aha, mare. M-a luat ăla, da, m-a rupt. Ia uite, mai și atât. Hai, jucăm pe zi. Și Jefren acum, trecem easy, rău, nu prea are viteză, dar îl avansăm aici pe Adipopa să-mi dea puțin viteză. Și mi-a luat picioare, am pus-o în fund, dar nu e nimic. Hai bă, așa.
Oh, bolacha! 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 Bun! Bolacha! Oh, am încercat să-i dau de acolo o scăriță portarului. Oh, Green este bun portarul. Este cam bătrân 37 de ani pentru fotbal, nu? În realitate e tânăr, e destul de bine la anii. Deci, după cum am zis, avem un meci greu, dar nu imposibil. Hai, Balașa. Am văzut că joacă din ce în ce mai bine Balașa. Și Filip la fel. Dani Pacheco, noul venit. Noul venit, noul servit la echipă. Au, bă, l-a prins între doi. Nu, n-are cum, n-a, bă, n-are cum să treacă de tine, bă. Hai, portar. Hai, Rojas. Și cam acesta va fi ultimul meci. Am făcut și un transfer. Bă, uite, bă, pe ăștia cum intră toți pe unul. Ia uite, bă, ce am făcut, mă, ce pasă eu am dat. Ne driblează aici Philips ăla, Philips, Philip ăla. Acum o chema. Camp. Ești cu ia uite, uita și cum ne driblează, măcar că avem și noi un portal mai bunicel și ce ocazia, mă. Hai, Filip, hai, pune mingea jos și du-te. Du-te, bă, unde să te duci, că te-am lăudat cam mult. Da, hai, că a scăpat nevătămați, că na. Na, defensivă slăbuță, dar merge, ce să facem. Ne lipsește Williamson. E un fundaș central extrem de bun. Bă, ce faci, mă, cu? Am fost încăpățat să nu pasez, că am vrut să mă duc acolo, dar trebuie să jucăm, nu? Hai că le-am dat un corner. Trebuie să ne apărăm mai mult acum. Bun, 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 Adi Popa. La... A, bă, că era sus. Bine, mă. Hai, mă. Faul, bă, fa... Serios? Intră la cu 200 de mine și... Cine mai intră și așa? Noi. Ai văzut, bă, așa ce simplu e? Ai văzut? Ai văzut? Opa, out. Au greșeam acolo, la nasol. Popa. Jefrem. Filip. Jucam din ce în ce mai jos. Am ajuns Steliano, Filip. Filip, are viteză. Filip. 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 Steliano. Steliano, Filip. Filip, 30 de jumătate de tren. Dar nu pasăm, deci nu pasează. Când am să pasez pe ultima sută, mi-a luat și mingea. Prea mult strică. Frate, dacă ăla a fost fault, a fost... Mamă, dacă ăla a fost fault, mă las de... Nu știu. Mă las de școală. Dacă ăla a fost fault. Ia uite, ha, mă, bine, mă. Întâmplător a venit mingea, dar na. Păi uite, mă, ce pasă bună, n-a dat. De ce n-alegi, fratele meu, că portarul ăsta era Jackie Viu? Hai, Jefrem, bine tu. Le dăm o bombă. Deci, perfect. A fost ideal, ideal. Nu, la copiii aia pe afară, de nu știu dacă ați auzit, sau zici că s-o moară între ei. Zbiară ca naiba. Oh, Jefren, Jefren, Jefren. Oh, bă, cu pasa! Cu pasa! Bine, bună pasă spate. Hai, Filip! Filip, 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 Filip. Ce ne faci tu nou? Opa, opa, a fost cam dur acolo, mamă, bă, dar intrăm în glumă. Bine, hai, du-te. S-a adus, mergi, prima repriză. Da, 0-0 nu este slăbuț, deloc bun. Jefren a jucat, dar nu prea.
va fi schimbat cu McDonald's, pentru că ăsta intră bine la doua repriză. Bine, bine tu, bine tu, Rojas. Rojas. Ia uite, ia și mie după tine, mă, băiatule. Haide, hai. Bă, bun. Combinație 1-2 frumos cu Rojas și McDonald acolo. Bine, 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 bine. Penalti. Este penalti. Este penalti. Avem ocazie de a marca prin Buns și ocazie mare și gol. Gol, 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 gol. Buns marchează în campionat. Trebuie să promovăm. Trebuie să promovăm în prima ligă engleză. Trebuie să promovăm. N-avem voie să nu promovăm. A, jucăm prea bine ca să... Oh, McDonald recuperează super bine. McDonald, McDonald. Bă, recupera, dar... N-avea nici cu cine să facă, să fim serioși. Aproape de a recupera foarte bine. Punem presiune pe ei și pierd mingea. Cam tare, doar... Bun, era aproape de dublă. Iar a fost foul, dacă mi se pare foul. Nu era cu mingea, cu piciorul la minge. Hai, Dani Pacheco acum. Dani Pacheco, Dani Pacheco. Ah. Am vrut să mă duc cu el. Să recuperăm acum acolo foarte bine. Jucăm cu mare presiune. Oh, aoleu, ce contraatac au. Dar avem fundaș de calitate. Bă, Filip, ăsta intră cam dur, bă, Filip ăsta un timp. M-am dus în arbitru. Aoleu, aoleu, nu, nu, yes, am văzut-o în poartă, sincer, să fie, am văzut-o în poartă. Deci am văzut-o în poartă acel balon. Schimbare, este Diachite. A intrat Henry. Aoleu, și ăștia un Henry pe aici. Bălașa, 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 cum, ce simplu trece bălașa. Avansează bălașa și are fiteză, nu are fiteză de atac, dar este bun și defensivă, deci este bine. Măcar de fisic să fie bun. Hai mă, hai mă, hai mă. Hai mă. Bă. Bă. Foul, a fost foul acolo în atac. Foul, Alin. Și ăștia nu, și pe ăsta bine. Oh, nu i-am faultat. Nu e bine. A, se face și noi schimbările. Arătăm pe bun, s-a marcat și un gol. Îl băgăm pe Dico. Bă, îl scoatem și pe Rojas, îl băgăm pe... Fondru, Fondru și scoatem... Bă, stai că le-am făcut toate. Conducem cu 1-0. Și Pereira era favorită. Dar noi conducem. Și șut pe lângă. Scăpăm, ia nevătămați. Bat. Pentru Bălașa, Bălașa. Schimbă partea cu Steleanu Filip. Filip, ce dribling acolo. Filip. Ah, un pic, un pic. Mi-a luat să mă duc. Filip urcă în atac. Filip. Ce a fost acolo? N-am am crezut că noi luăm cartonaș. O nouă, o nouă sau o nucea. E galben. Pasăm repede, vine și adversarul pe noi. Hai, Diachite. Ce e cu șutul ăla? Ce e cu șutul ăla? De viu. Filip. Filip. A fost foul. Dacă nici acolo nu a fost foul. Nu cred așa ceva. Deci nu cred. Adi Popa. A încercat acolo pas pentru Filip. Prima oară când venim un stilist cu un dinamovist în teren. La aceeași echipă. Oh, ce șut prinsese Adi Popa. Ce șut prinsese Adi Popa din afara careului și era, se ducea
foarte bine. Dani Pacheco, îl vedem pe Dani Pacheco. Dani Pacheco! Puțin pe, peste poartă, puțin. A trecut extraordinar acolo de vreo 3 jucători. De-aia l-am adus. Să facă performanță la echipă. Ce ocazie. Să sperăm că strângem scorul 1-0 pentru noi. Pentru că QPR era favorită. Și noi o defavorizăm. Ha. McDonald. Cu foarte proaspete în teren. Pasă bună pentru Dico. Da, Dico nu merge să fie în teren. Deci nu merge nici la echipa asta. Deci n-are ce căuta la echipa aceasta. Oh, i-am cam dat un pumn acolo adversarului. 3 minute de prelungiri. Trebuie să țină de scor neapărat. Hai Filip, hai Filip, pe ultima sută leargă și tu puțin. Bine, bat. Bine, mă, bine, hai. Ține aici de minge. Se înțăra, ține de minge așa. Ia uite, și se termină meciul cu 1-0. Înfrângem echipa favorită la ei acasă. Un meci mare făcut de noi. Un penalti obținut de Bulls. Mihai Bălaș a fost omul meciului. Dar foarte bine a jucat și Dani Pacheco în debut. Și cam atât a fost și pentru azi. Rămâne pe data viitoare cu următoarele meciuri, următoarele transferuri, dacă o să mai facem. Și drumul spre promovare va veni curând, adică în câteva videoclipuri, dar va veni, vă promit. Pa, pa!